O femeie din Făgăraș a suferit un șoc în momentul în care și-a dat seama că economiile pe care le-a strâns și depozitat într-un cont bancar nu mai sunt. Totul s-a întâmplat ieri dimineață când femeia a introdus cardul în bancomat pentru a-și scoate banii și a constatat că din cei 17.200 de lei mai avea 2 lei. A alertat personalul băncii și poliția. Am fost la bancă pentru a scoate o sumă de bani și bancomatul nu mi-a eliberat bani pe motiv că nu mai am niciun ban. Am depus reclamație și am constatat că lipsește sumă foarte mare. Puteți să ne spuneți și valoarea sumei? 172 de milioane. Ce bănuiți că s-ar fi întâmplat? Nu pot să-mi dau seama, am urmărit desfășurătorul dat de bancă, nu recunoaștem acele tranzacții. Am depus reclamație atât la bancă cât și la poliție. Ce v-au zis reprezentanții poliției? Ce este de făcut? Care sunt pașii care trebuie urmați? Am înregistrat reclamația și lucrurile își vor urma Făgărașul normal. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au întocmit dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și accesul ilegal la un sistem informatic, instrumentat sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov. Femeia speră din toată inima să-și recupereze banii și ca anchetele băncii și a poliției să scoate la iveală cine i-a extras banii din cont.